Bună seara și bine v-am găsit! 99 de femei de succes care și-au urmat visul au evoluat profesional și spiritual, au fost eroinele după amiezii de ieri. Rodica Ciolănic a organizat o ediție de colecție cu un top al femeilor din țară care inspiră. Cine sunt ele, ce-și doresc și cine le motivează să atingă cele mai înalte culmi, aflăm din reportajul ce urmează. Frumoase, stilate și rafinate, femeile de top n-au mărturisit care este sursa lor de inspirație. În spatele meu stă mereu dragostea familiei mele. Pentru mine este o valoare familia, copiii și, cred eu, dorința de a trăi. Câteodată poate părea banal, una așa ce ieși în fiecare zi te aduce la un succes mare. Eu consider că orice femeie este puternică în felul său și într-un mod oarecare în sfera sa, să zic așa, dar nu contează care sferă. Dar atunci când femeia are ca o motivație sau ca un exemplu de la altă femeie din altă sferă, ea înțelege că mă, pot și eu ceva și mai mult, da? Și asta este tot o inspirație. Este un eveniment frumos, cred că unul care motivează. În spatele unei femei puternice stă ea, cu puterea sa. Dacă o femeie este capabilă să iubească, să dăruiască iubire, grijă și fericire prin ceea ce face și ceea ce este ea ca ființă, atunci toate merg cum trebuie. Se știe foarte bine că de la femeie începe viața. Și ce poate fi mai frumos decât să dai viață și să cultivi și să educi mai departe alte generații, dar să și ai grijă ca să te poți defini prin ceea ce ești și ceea ce faci. Alona Triboi a venit la eveniment împreună cu fiica ei, Ruxanda, care a rămas impresionată de eroinele evenimentului. Sunt organizate și au un job anume, un talent pe care vor să-l împrăștășească și cu alte generații. Tu ai vreun idol? Ai vrea să devii ca cineva când crești mare? Ca mama! Alături de Rodica Ciorănică, pe scenă a urcat și un bărbat pentru a prezenta evenimentul dedicat femeilor. În general, femeia este un moment extraordinar al naturii noastre pe care l-a creat Universul, alături de care eu, ca bărbat, am găsesc inspirația și vreau să trăiesc, să renasc, să concep o altă viață și să am încredere în viitorul care vine. Fiecare din aceste femei din această sală, cu siguranță, au un răspuns, nu pot răspunde pentru ele. Aș spera și mi-ar plăcea să cred că este bărbatul din spatele ei. Seara a fost plină de premii, interviuri și povestiri cu femeile de succes. Sunt foarte diverse și ca activitate și ca tot. Sunt femei pe care știu care provoacă, trezesc admirație. Femei care ne inspiră pe noi toți atunci când vorbim, când le urmărim dintr-o parte. A trebuit să scoatem, să punem în valoare 99 de nume. În plus am vrut să stau de vorbă un pic mai mult cu unele dintre ele. Și a fost foarte greu să mixăm toată povestea. În plus, avem și o experiență frumoasă oferită de partenerii noștri auto. Cineva, o fericită, o să plece la Istanbul în anul viitor și va testa o mașină, o super mașină. Eu tot ce fac, fac din plăcere și cu multă plăcere și pentru mine asta contează. Din momentul în care dispare plăcerea și emoția în ceea ce facem, atunci nu știu dacă nu are sens să facem ceva. Ce își doresc femeile? Ai reușit să afli asta? Da, da, să vezi. Femeile își doresc să fie fericite, împlinite, să-și poată realiza visurile care contează foarte mult pentru noi, pentru împlinirea noastră. Cel mai surprinzător răspuns a fost la o femeie care are 7 copii și care mi-a zis că nu crede că are un vis al său. Asta a fost dureros pentru mine și eu vreau să le spun tuturor femeilor din Moldova să se gândească la ele și să fie puțin egoiste și să viseze la ceva al lor, cât de mic, cât de puțin. La 5 minute pentru cafeaua de dimineață pe care o savurezi doar cu tine, la o jumătate de oră de citit carte preferată, la o oră de film, nu știu, să faci ceva ce îți place doar ție, să croșetezi, să te gândești la tine. Asta este acel lux pe care vreau să-l aibă fiecare femeie. Nu
știu cum au trăit ei tot ce au postat zilele trecute pe net, dar imaginile nu au cum să te lase indiferent. În orice caz, au revenit acasă din țările nordice la volanul unei bijuterii. Cu Ilie și Tatiana Maxian discutăm în continuare. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Uite că nu a trecut mult timp de când ne-am văzut, cam două săptămâni, mă uitam astăzi, exact două săptămâni. Da, atunci când am băgat friga oameni, glumim evident. După asta voi ați plecat într-o călătorie de vis, o călătorie care urma să fie ce? O escapadă, o ce? Pur și simplu ați vrut să vedeți... Cadou de ziua mea. Așa. Urma să fie cadou de ziua ta și voi v-ați pornit în Norvegia. Încolo cu ce v-ați dus? Cu avionul. Avionul. Și tu credeai că așa și o să reveniți? Știai despre cum? Nu, oricum știam deja despre cadou. Ilie s-a ocupat de toate cele necesare, dar eu am vrut reală emoție să fie un filmuleț cum eu într-adevăr o să văd real, cum arată ea. Să știi că eu atunci când am văzut filmulețul pe care l-ai postat tu, chiar mi-a trezit niște emoții. Eu nu cred că am văzut un om atât de emoționat și tu plângeai așa de... Da, nu știu, am impresia că tremura la tine în brațuri. Cineva mi-a spus că uite cât ani a jucat teatru, chiar n-a jucat teatru deloc, da. Pentru că eu rugam, cum spun, bandul, da. Care parte, zici, duci și îți bate capul. Eu nu vreau să o văd, nu vreau să o văd și eu vreau să... Să savurez, să ai emoție reală. Exact, da. O orice ceva, să fuit el cu band și ala cu lenta și zic, eu nu mă uit până și vreau să, real să fie emoții. Nu că nu știam deloc, eu știam, dar în real, uite-te, uite pe poză la oricine și la orice, dar ceea ce e real, nu e ca pe poză. Și atât când am văzut în fața mea acea bijuterie, într-adevăr, este o bijuterie pentru mine, pentru noi, familia noastră, chiar... Iarăși, este un vis la care l-am realizat și plângeam în hohote. Da, pentru că tu asta ai cam scris zilele astea, cumva tot ce ți se întâmplă îți dă niște lecții și îți deschide niște, nu știu, niște uși, niște chestii pe care le înveți zilele astea, că trebuie să muncești, că o să ajungi să ai, să obții lucruri pe care poate nici nu le-ai visat niciodată. Bun, dar să le luăm pe rând. Cum a ajuns mașina aia în Norvegia? Acolo trebuia să fie? De acolo ați luat-o? Sau cu care e povestea ei? De acolo am luat-o. Eu, practic, un an în urmă am cântat la o nuntă și era nașul venise din Norvegia. Era cu o mașină Tesla. Păi m-am apropiat de el și am început a-l discoasă. Nașul le spune așa, ce e cu dânsa? Da, el este tare interesant așa când... El mi-a spus că, uite, el soția are un Mercedes acolo, 2020, dar i-am luat Tesla, nici nu-s mai soi Mercedes. Adică i-a plăcut foarte tare. Zboară în Tesla, da. Da. Și eu zic, uite că aș, nu știu, visez la așa ceva, da? Și el zice, uite că nu strângi bani, mă contactez și eu te ajut. Și într-adevăr, nu m-am așteptat, adică nici și eu că așa strângem bani și încă am să mă ajute. Adică nu știu, oameni foarte, parcă nu ca neamuri suntem, parcă chiar frați, surori, niște oameni buni la inimă. Ne-au întâlnit. Ei dimineață nașul a plecat la serviciu la ora 4 dimineață. Nașa a plecat la 7:30 cu copilul și de acolo la serviciu. I-a lăsat acasă, singuri. Masa ne-a făcut-o frumos, nu știu... Ospitalieri au fost când. Da, foarte, foarte bun. Deci voi practic v-ați dus în Norvegia să luați mașina, cam așa a fost, să o aduceți acasă. Da. Așa a ieșit deja că a fost și o călătorie și a fost și ziua Tatianei, dar cum vi s-a părut Norvegia ca țară? Imaginile alea parcă erau rupte, parcă erați într-un film, știi? Iată așa, exact și eu într-un asemenea. Eu parcă sunt într-un film. Noi am nimerit cu timpul nu prea bun. Uh-huh. Cel mai frumos timp este vara și iarna, fiindcă vara este foarte verde, iarna este totul înghețat, tot exact ca din poveste. Acum e așa, acum nici. E foarte ploios, da. Dar uite, mă uitam și nu vine a crede, tot avea... Senzația asta de... Foarte frumos, da. Chiar dacă și ploua, oricum era foarte, foarte frumos. Cultura, civilizația... Au ceva aparte țările astea. Eu nu pot să vă redau câte informații și cum am văzut, cum învață copiii acolo la școală, foarte interesant. Cum merg la grădiniță, cum le fac excursii la copii, atât cum mergeam pe drum, ei în haine, pe ploaie, așa cum... cu gențele în spate și mergeau în excursii diferite de la școală.
lecții nu fac acasă. Am înțeles că le dau calculatoare la fiecare copil, școlile sunt gratis, cetățenii acolo sunt foarte asigurați. Iată, chiar vorbim de comodități, da? Am înțeles că acolo statul le achită 75% din comodități la fiecare cetățean. Da, dar da, și ei contribuie, slavă Domnului. Da, corect. Sunt și asigurați, dar totodată da, au și că ei e un sistem care merge deja, da, corect, nu e da, atâta corupție. Dar este o diferență foarte mare. Sunt alte standarde. Lumea trăiește, la noi există extreme. Oameni care trăiesc foarte, foarte bine și oameni foarte, foarte săraci. Pătura medie practic nu există. Păi asta da, e secretul, ca da, într-o țară da, normală da, da, să fie cam toți, să-și permită cam mie de toate. Foarte da, foarte tare mi-a plăcut. Noi am vrut mai mult să călătorim, dar din considerent că am calculat că trebuie să ajungem la ziua mea de naștere, nu prea am reușit. Uh-huh. Să explorați, dar o să vă întoarceți. Sigur, eu foarte mult am vrut la cascade, la doamne, câte eu am dorit. N-ați apucat să vedeți locurile pitorești neapărat, da? Nu, și acolo este, nu știu cum corect, Severna Siania, nu știu cum o să fie. Aurora Boreală, da? Da, iată acolo, exact. Acum este momentul de a vedea așa ceva, dar trebuia să mergem 500 de kilometri, dar noi nu intram nici cum în timp. Da, pentru că a urmat o poveste tare încălcită, eu am încercat să țin firul, dar o să vă rog totuși să-mi povestiți. Ați văzut voi Tesla, ați avut parte de momentele alea de emoție extremă și după aia v-ați pornit acasă și a urmat, din ce am înțeles și ce am citit pe la tine prin postări, 3 zile de chin și o să dă vorba aia. Ce s-a întâmplat? Deci ne-am blocat. Am încurcat drumul, în da, primul rând. Foarte mult am încurcat. Am înconjurat jumate de Europa. Da. Apoi ne-am blocat într-o regiune unde... Nu putem să încărcăm. Nu putem. Trei stații. Toate trei. Arătau pe hartă. Pentru că asta e chestia. E o mașină electrică da, până la urmă. Da. Trebuie să mergem în funcție de... Dar ea oricum îți arată orice stație. Nu trebuie să fie probleme. Dar trei stații într-o regiune. Te duci, te încarci. Se defectează pe loc. Te duci la a doua, este defectată. Te duci la a treia, nu poți să pornești aplicația. Știi? Parcă era așa un ghinion. Te învârteie cașoare cu șeala în cutie care el are cer cu șeala. Așa, așa și noi îmblam și tot mă uităm. Oara două, eu gata, eu anulez ziua de mea de naștere, nu reușesc. Pentru că voi trebuia să ajungeți la ziua ta de naștere, care avea loc la restaurantul vostru da, din Florești, corect? Da, era organizat la restaurant. Și chemați câți oameni acolo, câți invitați? Aproape 50 de invitați. Așa, 50 de invitați, care până ultimul moment. Bun, hai să așa. Ați găsit până la urmă o stație de alimentare, de încărcare? N-am găsit. Nu? Eu am sunat la bucătărea să-și spun, doamne Svetlana, nu luați tăt, nu mai pregătiți, la fetele spun care mă ajută, scriți la toți mesajele că toți anulează, ei toți precis, precis, nu cred. Și între timp, că noi nu avem deja ieșiri din stație, trece rutiera Iași. Și așa, ei spun, fuga sui în rutier, fuga te duci la rutier, la vamă și acasă și tu prima, eu din urmă și ușor vin. Mă sui în rutier, răbdine, am luat încărcătorul, geanta. Merg jumătate de drum pe șaport. Vai, nu cred! Nu cred! Zic, nu ce înseamnă asta? Știu, trecem pe lângă regiunea asta, Chelibi, Cazului, sau cum corect este în România, acolo care cu piatru frumos, și mă uităm la piesa și ala din rutier, așa de frumos, zic, pașaportul meu nu e. Și? Ce-a urmat? Rutiera merge foarte greu, era ambuteiaj prin România, Ilie cu Tesla, m-a ajuns de urmă. El a făcut, a găsit unde să încarci până la urmă și... Eu am căutat în evacuator. Așa, că tu între timp aveai parte da, de o aventură da, paralelă, așa. Deci, cât am evacuator, cât am în regiunea aia, m-au ajutat niște bulgari. Da, o să fie evacuator, dar peste o oră undeva. Ok, e bine și peste o oră. Undeva altă stație ne arăta 958 de kilometri. Mie la bord mi-a rămas 12 kilometri, adică nici că acum nu mă putem porni pe drum. Bine, am văzut eu în un video... El foarte mult s-a informat timp din ani de zile, practic, despre Tesla. Și am văzut un video că dacă pe traseu nu ai stație electrică, uite că pui... Oamenii îmi dă altă mașină ca să te tragă. Da. Și te trage un kilometru. Așa. Se încarcă cu doi la tine. Adică am văzut asta și la evacuator îi spun că asta e life hack, da? Da, că să nu mai ia pe evacuator, dar să mă trag așa, de urmă. Da.
Și m-a tras 58 de kilometri și s-a încărcat cu 100, aproape 20. Mă cred! Da, și eu am ajuns acolo, îi sunam lui Nașu, Nașu retrăia în rând cu noi. Doamne, Elie, scuză, poate ceva, poate Nașu, nu ai nicio treabă. Și îi arăt filmare, video, cum mă trage evacuatorul și cum se încarcă mașina. El zice, nu-mi vine să cred, el nu cunoștea asta. El zice, nu-mi vine să cred. Zic, da, uite că am deja cușul, am 120 de kilometri. El zice, Elie, și mă bucură asta când, adică... Dar tu vezi că până la urmă fiecare chestie pe care o citești și o înveți de-a lungul vieții, da, vine momentul, bine, da, în, da, care trebuie să o... Și acolo, da, noi de unde ne-am blocat, era până la Iași încă 250 de kilometri. Adică și eu noi cât, munți ne-am cât, blocat. Cât m-a dus evacuatorul la Buxir, da, eu eram deja 120 încărcat. Am ajuns acolo la alimentație, râb de mama încărcat, vreo 120 și... De urmă la Tatiana, la Iași. Așa, ca să ducem pașaportul. Ajungem la Iași, tot o să fie bine, tot o să fie bine. Trebuie să ne încărcăm la Iași. Cum să plecăm la Florești? Ora 7 deja, ea sunau invitații. 7 seara. Da. Așa. Tatiana cata pe aplicații, pe Iași, cea mai puternică stație, că mă răbde să reîncarce. Să încarce, da. Ajungem acolo. Cineva a tras mașina în față, cu 15 minute înainte. Și trebuia să așteptați. Și îi pun și pleacă. Așa. Stăm 15 minute, jumătate de oră tot. Numărați Tatiana, minutele la voi curgeau ca... Da, e un concert, a fost foarte interesant. A, practic, aproape o oră am stat lângă mașină, se deconectează, faci... Poc! S-a deconectat mașina, zic, cred că acuși vine. Stăm 5 minute, stăm 10 minute, nu vine. Vine domnul și spune, dar la mine s-a încărcat până la urmă. Voi ați tras ceva? Zic, n-am tras nimic. Am încercat el încă 2-3 ori pe aplicație, o văz că nu merge, cred că ceva s-a defectat. Tatiana e pune la noi, s-a pornit. O fiară, Doamne, mulțumim, Doamne, tata și ghid. Bine, am stat încărcat, Tatiana, eu zic, el spune, hai ajunge, câți kilometri s-a încărcat? E ca atâta, hai ajunge, eu zic, mă crâng 5 minute, poate ceva pe drum, cine știe ce se întâmplă. Bine, am încărcat noi la 80%, plecăm spre traseu acasă. Ajungem aproape de vamă. Eu îi spun, Tatiana, scoate, mă răbde, așa. Acuși, acuși ajungem. Păi, ajungem aproape de vamă, o coadă de aproape 2 km. Iar Tatiana plânge. Așa de tare plânge, de Doamne ferește. Și era ora 9, da? Da, ora 9. Ora 9, în vamă. Te-ți întrimiteau video, noi te așteptăm, nu plânge. Am stat 5 ori 10 minute, nu ne-a neșcat, măcar cu o mașină nu ne-a neșcat. Of, Doamne, zic că ies de mașină, am fugit până la vamă. M-a oprit domnul de la vamă și spune, unde pleci? Zic, vreau să-mi cer voi cumva, uitați-vă care e situația. Zic, astăzi e ziua soției mele, avem invitați la restaurant. Cumva, dacă e posibil. Și băi, frate, nu pot, pentru că dacă treci tu... O să înceapă fiecare, o să înceapă fiecare evident, care da, probleme și zic, iei bătaie și tu și eu. Și eu zic, te rog frumos, eu, dacă eu bătaie, eu știu că și pot bine. Eu bătaie, dar ziua da, soției da, da. Uite că așa am... El a zis, bine, dacă face lumea... Dacă îți dau voie oamenii, atunci ce problemă? Dacă face lumea gălăgie, știi că te scot aha, înapoi. Aha, ok. Bine, am mers la risc, am venit repede, am tras mașina mai aproape de poartă, dar ca de la poartă până chiar în vamă, mai erau undeva la 50 de mașini. Oricum erau mașini. Și undeva o oră jumate, da? În România da, am trecut. Jumate, am trecut de la poartă până la vamă, undeva o oră jumate. Și zic, dacă ajungem și la moldoveni, mă duc tot așa să-i rog frumos. Dar știți că la moldoveni am trecut doar în 10 minute. Am repejor, era pe partea aia, pentru că trebuia să verifice. Da, mă rog, da, da. Și așa, deja noi am intrat în Florești la ora 11 și 30 de minute seara. Deci mai era jumătate de oră de ziua ta de naștere. Da. Tatiana spune, dă măcar să trecem, să îmbrac rochea, măcar... Și atât, ne-am gătit haine și la copii și nouă. Și... Dar nu era nici a schimba, nici de haine, nici de... Voi să te duci să te culci. Măcar să ne ducem acolo și să... Oamenii ne așteaptă, adică foarte era important să... Și am ajuns și uite că ca o surpriză ei ne așteptau, deja știu că acușa că și apare. Era stâns lumina în restaurant și când am intrat, au prins lumina și...
Și toată lumea era acolo și da, te aștepta. Da. Cel mai... Deci, pentru mine, ce a fost important că toți invitații m-au așteptat. Nimeni n-a renunțat. Da, da, da. Și mă susțineau să nu plâng, tot a fi bine, tot... Că o să te aștepte că tot să fie nevoie deja. Deci, dacă... au mâncat, au dansat fără noi și... Așa, deci voi ați ajuns. Noi când am ajuns... Ați fost cireașa de pe tort. Ceea ce m-a uimit pe mine, că toată povestea asta voi ați ajuns încă... Îmbrăcați frumos, cu hainele pregătite, asortate, cu... Deci eu bănuiesc că hainele erau pregătite, erau pregătite. Da. Și voi ați ajuns doar și ați făcut top în ele și Tatiana a avut și machiaj și o coafură, deși i-a zis că totul foarte repede s-a întâmplat. Da, era ceva de genul, imaginea aia că intra, gata, o chestie. Bun, cum a fost petrecerea până la urmă? Ai putut să te bucuri de ea și tot veneau lacrimi? Toată energie. Da? Dar eu de fericire că am ajuns, că așa senzația aveam atunci când ne-am blocat, că gata. În general că gata, nu mai ajung acasă, parcă nu era ieșire din situație. Și când am intrat în casă, parcă am intrat în rai, parcă nu știu unde. Doamne, mulțumesc că sunt acasă. Până la urmă, această zi de naștere n-ai cum să o uiți niciodată în viața ta. Pentru că, uite, așa se întâmplă lucrurile, nu știu de ce. E important că într-un final totul a fost bine. Ați reușit să vă relaxați, să aveți și acea petrecere. A cui e mașina până la urmă? A lui Tatiana. A ta e, da? Iaribus. Ai apucat să te bucuri de ea? Da. Da? Și cum e? E super faină. Din câte știu eu, noi n-avem reprezentanță Tesla în Moldova, așa că nu facem reclamă. Adică nu știu dacă ne-a apărut între timp. Încă, dar... nu. Încă nu, nu? Încă nu, nu. Deci suntem dacă, ok, da. Nu facem reclamă. O mașină electrică totuși e puțin altceva. Uite, chiar și din acest punct de vedere, când te pornești la un drum, voi faceți mereu drum, sunteți Chișinău, Florești și așa mai departe. Bănuiesc că nu sunt tare multe stații chiar și la noi pe teritoriu. Voi... V-ați documentat, v-ați asumat totul, merită. Sigur că merită, da. Deci noi urmează următorii pași, stația să o punem acasă. Ea la bord are 400 de kilometri. Okay. Deci ok, prin țară sunteți bascos. Super, nu avem... probleme, am înțeles. Bun, dragii mei, vă mulțumesc tare mult că ați venit astăzi pe la noi și ne-ați împărtășit experiența voastră. Vă mai așteptăm cu drag deja și cu chestii mai relaxante, așa numai. Vă rog tot să fie așa din cordat. Deja eu cred că o perioadă sunteți afară. Mersi! După ceva vreme, Diana Grigor își propune să revină în atenția publică cu un nou clip. La filmări se află și reporterul nostru, Mădălina Sorocovski. Mădălina, bună seara! Bună seara, Nișoara, bună seara, dragi telespectatori! Interpreta Diana Grigor vine cu o nouă lansare, această revine în showbiz, cu un nou videoclip și o nouă melodie. Aici ne aflăm și noi, astăzi, la Teatrul Alexei Matovici, aici unde interpreta a transformat scena, sala de spectacol, într-un platou de filmări. Însă, vorbim că aflăm chiar de la ea. Salutare! Salutare! Așa, felicitări! Mulțumesc! Și, în primul rând, vreau să te întreb despre ce este noua melodie. Nu este chiar nouă această melodie, a fost lansată vreo 5 ani în urmă, doar că am hotărât să-i dau o nouă viață și simt eu că această melodie are potențial și am zis că să-i facem și un videoclip. Așa, voiam să zic nou videoclip și de-aia am încurcat puțin, deci versurile sunt despre mame, pentru mame. Vreau să te întreb, care este relația ta cu mama, că presupun că nu întâmplător ai ales un astfel de subiect. De fapt, această melodie i-am dorit-o mamei la ziua sa de naștere, mai mulți ani în urmă. E o relație frumoasă și am hotărât să fac acest videoclip, că știu că peste ani o să rămână în arhiva mea și undeva, cred că și, nu știu, și toate generațiile de apoi o să vadă. E ceva frumos. Am simțit eu că trebuie să o fac. Anume acum. Așa, cine este echipa? Cine stă în spatele acestei idei? Echipa stă în spate. Așa. O să ai ocazia să faci cunoștință. Acum am cunoscut o sumedenie de oameni frumoși, profesioniști, mulți actori. O gașcă frumoasă, mare. Nu știu, mi-a făcut o mare plăcere să lucrez. Astăzi este a doua zi de filmare. Mai avem și mâine ceva filmări. Dar practic suntem pe ultima 100 de metri. Și cum a fost ieri, astăzi? De câte ore filmați? Eu de la 6 sunt în picioare și de la ora 8 filmăm. La 8 dimineață. Frumos! Frumos, da. Momente unice și frumoase, presupun. Despre ținute, zi-mi te rog, cum ai ales rochea?
Regizoarea a văzut această rochie în garderoba mea și a zis că asta trebuie să o folosim, mie la fel îmi place și am făcut niște modificări și iată așa am hotărât noi că anume ea trebuie să fie purtată astăzi. Foarte, foarte frumos. Când urmează a fi lansat videoclipul? Toate întrebările la Viorel. Dar bănuiesc eu că după anul nou. Deci aici e foarte fain, atmosfera într-adevăr, nu știu, din câte am reușit eu să urmăresc cu câteva clipe în urmă, e o atmosferă de spectacol, nu? Da, suntem la spectacol. Așa, foarte frumos, Diana, îți doresc succes și să avem cât mai multe vizualizări, să prindă melodia cu noul videoclip la public. Să dea domnul. Așa să fie. Noi cel puțin am făcut totul pentru asta, tot ce a stat în puterile noastre și sperăm să arătăm telespectatorului un produs de calitate. Așa. Noi rămânem aici, să știți că vom realiza și un videoclip exact de pe acest platou de filmări. Pe cei de acasă îi salutăm cu drag. Chitana, acum la o seară perfectă. Bună seară, bine ai venit! Bună seară, ta șcuprină, dar... Așa ești de jucăușă, nu știu cum să zic. Da, arăți foarte bine, serios. Eu nu puteam lua ochii de la bluza aia ta. Ce mulțumesc, acolo. Mă uit doar să nu se serde. Eu nu aici mă uitam, nu mă uitam aici. Asta e invenția mea. Da? Da, eu era
pur și simplu, normală, o cămașă, așa? Simplă, frumoasă, îmi place mie verde. Și eu m-am dus la, am eu o doamnă croitoreasă care îmi face mie haine, îmi preface așa cum vreau eu. Și i-am spus, ce tia Tania, ne întrebuiești aici așa, să fie cum vreau eu. Așa. Și mi-a făcut. Și ți-a făcut, dar de ce o acoperi cu sacoul? Să se vadă și nu prea? Da, 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 da. Am înțeles. Știți că pur și simplu păstrez o doză de... Așa, să fie, da, mai enigmatic înțeles. Și cu minte. Și coafiura, e nouă? Ți-a făcut breton? Astăzi mi-am făcut breton. Astăzi? După mulți, mulți ani de zile. Când nu am avut breton, fiindcă cândva de mult, tare îmi plăcea să merg cu bretonul, să fiu așa mai, cumva mai... tinerică, da? Da, ți-a dat așa un aer studențesc, nu știu cum, de școlăriță chiar. Și acum că e în vogă cumva așa breton, zic, dă să încerc acum, că totuși am purtat eu cărarea asta în frunte mult timp cu afura. Aha. Și am zis, vreau o schimbare, ceva mai fresh. Noutăți, noutăți, așa, noutăți. Hai să aflăm și alte noutăți, de exemplu, faptul că ești profesoară de muzică, unde? Sunt în suburbie. Așa. Mai nou, de săptămâna trecută am început lecțiile la Hulboaca, nu-i departe, aici lângă Chișinău. Câți kilometri sunt? Sunt vreo 5-10 kilometri, vedeți că de la Ciocana, când e aproape de acolo. Așa. Și de ai ore de câte ori pe săptămână? Două zile pe săptămână mi-am luat, fiindcă când deci poza aia care am pus-o acolo a avut un succes enorm, da? Și lumea m-a întrebat ce, gata, s-a terminat bani, s-a terminat ce zonă de evenimente private. Și da, sigur că în școlile noastre faci bani ca profesor. Eu spun că zic, nu fiind că s-a terminat sezonul, fiindcă așa mi s-a propus. Și pentru mine este chiar o experiență interesantă, anume că sunt profesoară de muzică la o școală de stat, la un gimnaziu și lucru cu copiii mie îmi place, adică eu asta o să dezvolt oricum, așa am hotărât eu pentru mine. Chiar dacă sunt la o instituție privată, m-am hotărât totuși să merg și la stat și să fac cărticicaia de muncă oficială, că știu cum spun că artiștii ăștia nu se mai potolesc de muncă, doar că nu sunt parte cu nimeni. Da, da. Păi iată, e bine că a fost o experiență, a fost prima zi, a fost un pic Una ai avut până acum, da? Până când o zi am avut, da, urmează și... Și cum? A fost obositor, dar interesant, copilașii, toată școala. Ce clase ai? Atunci am avut de la clasa 1-a până între a 4-a și o să fie și deja de la a 5-a până între a 8-a. Asta e altceva, că da, acolo deja și, mai mari, da, eu trebuie să, bine, să mai mi-aduc aminte și eu materialul, fiindcă acolo există diferite... Și chestii, și catalog. Sigur că da, catalog. Ei, ce să mai doamna profesoară? Eu sunt doamna profesoară, da. Catalogul vă rog frumos. Curicula, tot după program ce trebuie să învățăm astăzi. Și mai trebuie să fii și un bun psiholog, în special, dar și cu ei mai mari. Cu ăștia mici, e-s pe 6-7 ani, e-s la joacă acolo. Da, nu? Da, da. Încearcă da. Să-i potolești. Da, cel mai greu a fost cu clasa 1. Așa. Fiindcă ei cumva sunt încă de sub aripa părinților la început de cale, ce e luna noiembrie. Și cumva sunt așa mai incontrolabili, mai sunt acolo vreo câțiva copilași așa mai deosebiți și se supără rău dacă cumva sunt obiectivă cu ei, dar eu m-am obișnuit să fiu obiectivă, să, într-un fel, în general m-am obișnuit să jurizez, un pic așa. Să critic, așa, să fiu un pic profesoara aia rea, dar acum iată că trebuie într-adevăr să mai răsfoiesc și eu psihologia, ca să intri mintea lor. Supăr, să intru în mintea lor, dar și să știu să-i pun un pic la așa la respect și la știi că eu sunt bună așa de firea mea și ei simt și deodată încep să te călărească din punct de vedere se urcă în cap, se urcă în cap aia, da? Da, și fac gălăgii. A o să fie interesant. Și o să fie, că abia încep. Da, și comentarii pe Facebook. Ce noroc că copiii ăștia, așa profesoară. A, și da? Că eu am energie multe, da, și trebuie să dau undeva. Și păi și tu ai energie, slavă Domnului. Eu nu știu, sunt câțiva oameni mai energici decât tine pe care știu, dar rest, nu cel puțin când vii la emisiune. Cine mi-e concurent? Cine știu la față, după părerea ta. Hei, o să-ți spun.
De exemplu, Diana Rotaru, când intră la fel ca un vulcan, voi puteți concura Diana, la energie. Nu, eu când stau lângă Diana, gata, nu, eu mă acoperă, da, mă stinge. Eu încerc și mai spun ceva, atunci când eu vorbesc sau cântă, o sting eu, dar așa, da, eu ocup tot spațiul unde între ea, restul nu mai sunt. Nu mai încape nimeni. Aia e ce să-i faci. Bun, da. Să revenim la ale noastre. Bine. Multă baftă în chestia asta. Mulțumesc. Cu profesoratul. Dar tu erai profesoră de canto, nu? Și sunt, da. Și da. Continui să faci asta? Da, doar da, că da, acum da, o să împarți. Da, o să împart privatul și cu... publicul, staff. Serviciul public. Da, serviciul public. Cum sună asta, nu? Asta așa e o mândrie și așa pentru mine. E o bucurie, de fapt, fiindcă eu îmi dau seama că... Deci nu e pentru bani, și normal... că mai mult la mine e cheltuială cu benzina și așa mai departe. Dar, să ajungi la școală și să vii înapoi. Dar ideea este că o fac așa mai, e un moment de suflet, știi? Și de obicei, momentele astea care le faci de obicei din suflet, ți-a pentru oameni, care adică un fel că faci o slujbă pentru popor, atunci cumva tu ai de la asta niște alte roade care nu te gândi că poți lea. Așa este. Sunt absolut de acord cu tine. Bun. Deci ce am văzut eu câteva săptămâni în urmă, a revenit Veneția în viața ta. După cât timp? 3 ani n-am fost la Veneția. 2019, parcă, da. Wow, ce repede trece timp. Înainte de pandemie asta se întâmpla. Tu și-ai stat o bună perioadă la Veneția. Da. Făceai și naveta, stăteai luni acolo, veneai aici și așa mai departe. Un an și jumătate acolo am trăit atunci. Da, acum și... ai revenit și... Da. A fost frumos, foarte frumos, foarte frumoasă revenirea. Eu chiar vroiam, așa spuneam, zic, dragă universule sau Doamne, vreau să fie apă înalt acolo și stăman s-a ridicat. Da, am fost la magazine, m-am privat. Ai fost în calitate de turist, n-ai fost să cânti pe gondolă? Da, am fost într-o mică vacanță chiar așa și am zis, ok, prietenii mei spun, iartă, povestește istoria asta, mai aveam niște bilete de mai demult și am luat așa că poate de luni până joi sau acolo vineri o să fiu mai liber și mi-am luat înspre Veneția, fiindcă mie îmi place să plec și acolo unde e ceva nou, dar și unde am prieteni, cunoștințe. Am fost la colegii mei de la gondolele venețiene. Am vrut să cânt, dar nu mi-au dat voi. De data asta au spus, deja bun, mi s-a transmis informație mie așa pe ascuns, că au spus că românii, moldovenii, au spus că nu se mai leagă, gata, acolo sunt numai venețieni. Și nu ne-au dat pace nici să cânt pe gondole, că am vrut să fac și eu un video. Și așa o leacă măcar să mă jale la poporul nostru. Că... Ai avut o mică dezamăgire. Da. Dar ceea ce am observat eu în poze, a apărut un tânăr misterios. Cine este el? Ulala! Dar nu m-a luat cu bombonica, cu fofolica? Nu, am scris acolo într-un status că sunt în siguranță. Și adică a intrat un tânăr în inima mea. Și deja cine vrea să se uite la profilul lui, dar eu nu tare vreau mult să... Da... Salut! Cine ești, domnule misterios? Este frumos, mai târziu o să aflați, este instrumentist. Instrumentist, tot din domeniul vostru? Da. Și un băiat foarte bun, bravă de treabă. E aici, nu e acolo, nu? Ea pur și simplu ați mers împreună, într-o călătorie romantică. Am făcut excursie profesionistă în Veneția, știind toate... Toate hudițele. Deci chiar glumeam că eu sunt o libelulă, iar el era o furnică care merge prin acele. Deci a fost foarte hazliu, foarte interesant și chiar am avut noroc de timp, fiindcă au fost 24 de grade, 22-24, adică am ajuns practic din toamnă târzie în vară. Bun. E vară și în sufletul tău? Da, e vară. Și nu se vede? Se vede. Eu am vrut să-ți spun că femeia când se îndrăgostește, îi licăresc ochii într-un fel. Nu știu, când e însărcinată, îi licăresc ochii într-un alt fel. Și când e îndrăgostită, la fel. Și uite tu... Așa mă vezi tu, da? Te văd. Femeie, ca între femei. Mai ce să zic, să fii fericit, asta este cel mai important. Să fie sufletul tău liniștit. Deja... Când ajungeți la altar, dacă ți ajunge, o să anunțăm. Da, o să intrăm așa mai cu picioarele în viața ta, dacă se poate. Bine, da. Bine. În rest, când ți-e în continuare, ai concerte pe la restaurant, localuri și așa mai departe? Da, în perioada rece anului sunt mai des pe la localuri. Am finalizat epopeea cu Orchestra Simrat, care s-a desființat nu mai începând cu anul acesta.
Da, adică gata, s-a sfârșit sezonul și această orchestră nu mai funcționează. Așa? E definitiv sau? Așa, ne s-a spus că definitiv la toți, dar deja vedem că... Adică ni s-a spus că nu mai există. Ok. Și adică merg deja înspre o altă filieră ca să mă promovez pe mine, Dana Marchitan, voi merge pe program, așa. Și adică mie îmi place așa cum este și facem material nou, desigur. Promovează-te, Dana Marchitan. Noi te așteptăm de, cu drag de fiecare dată. Să fii fericită și împlinită. Da, Doamne, mulțumesc. Sunt frați, dar extrem de diferiți în tot, până la și la bucătărie. Dintre cel rapid și cel migălos a câștigat tigaia la gusturile. Se discută cel din urmă, tot el și cel mai mic. Despre similitudini și diferențe între Cătălin și Dorian Ungureanu a reușit să afle mai multe ispititoarea Diana Rotaru. Ce crezi tu că ai făcut mai bine decât fratele tău la pregătirea bruschetelor cu somon, cu ton, cu avocado? Eu nu-s convins că am făcut ceva mai bine, dar dacă ies furez în tot procesul, m-am tăiat mai bine la dege decât Doru. Oh, te-ai tăiat, da, cu mult mai bine. Cu mult mai bine, mai calitativ, mai adânc, frumos. Asta e opera. Te rog să scrii o carte despre degetul tău tăiat la gusturile se discută. În timp ce te bați pentru tigaie. Corect. Tu ce crezi că ai făcut mai gustos decât el? Ce ai pus acolo în afară de sare și piper? Nu știu dacă neapărat mai gustos, dar recunosc că el de obicei gătește mai mult decât mine în viața de zi cu zi. Așa că în primele 10 minute eu mă speram de la el. Mă uitam cam cum începe, ca să înțeleg ce urmează. Oricum a fost o creație și o fantezie personală a fiecăruia în parte. Dar la început mă speram de la el să văd cu ce ingrediente a început. Și după aia deja a ieșit ce a ieșit, să vedem. Da, Nișaro, eu vreau să spun că sunt frați, dar sunt atât de diferiți. Unul este foarte rapid, da, Dorian, deci a făcut primul bruschetele, le-a dat gata, 3. Celălalt foarte migălos, chiar și Petru a observat că ai fi un foarte bun asistent de bucătar. De unde abilitățile astea? Atent la detalii ești. Și mai mult decât atât, unul e dreptat și altul e stângaci. Eu am chiar am remarcat. Cine dreptaci, cine strângaci? Dreptaci, logic. Tu ești tu ești stângaci? Scriu cu dreapta. Văd pentru că am fost învățat să scriu cu dreapta, aha, dar tai cu stânga și multe lucruri pe care le-am făcut acum în tigaie le-am făcut. Și bei cu stânga din câte văd. Aici sunt ambidextru. Da, serios? Îți permite, da. Bine, și până la urmă totuși cred că există niște similitudini între voi. În afară de faptul că similitudini fața, da. Okay. Alte lucruri. Păi avem aceeași mamă, același tată. Asta da, e clar. Sau poate, da, cine știe. Da, același gen. Da. Același sânge, grupă de întâi pozitiv am zis, dar în rest similitudini mai puține. Suntem caractere, cred că nu poate să zic prea brutal, diametral opuse, dar sunt foarte, foarte diferiți. Fiecare pe valul lui în general și în viața de zi cu zi și în bucătărie, după cum ați observat. Da, și probabil și la dormitor. Ce vreau să zic? Mai devreme mi-ai spus despre cornițele lui Cătălin și încerc să le văd și nu le văd. El le arată când vrea el. A, da? Da. Cu cine? În special cu tine sau cu oamenii de obicei? Depinde de situație. Lui se zburlesc când îi vine lui. Da? Când îți vine de obicei să-ți arăți coarnele? În primul rând când mi se îngrădește într-un fel sau altul libertate sau când nu sunt respectat. Mm-hmm. Mm-hmm. Se întâmplă deseori acest lucru? Nu. Atunci, oamenii știu. Sunt destul de scurte, că dacă ar fi mai des, ar fi mai lungi. De-aia nu le-am observat. La tine, cum stai cu coarnele? Nu le-am, sunt un îngeraș de persoană, știi, ai foarte bine. Adică ești iubit de femeie. Da, și nu mă abțin să recunosc, sunt un îngeraș de om. Și fidel. Și cel mai fidel întotdeauna. Tu știi că se spune, coarne are numai bărbatul înșelat. Nu mă refer la moment. Stai că urmează să-l întreb dacă a fost sau nu, că nu degeaba a scris o carte, nu? Nici măcar asta nu știu, dar cel puțin la capitolul ăsta eu sper să nu le am. Deși pot să apară și dubii uneori. Ok, bine, nu îți mai ating podoaba capilară, că este totuși viața ta privată. Ai fost înșelat? Nu. Ai scris cărți, bănuiesc că ai avut niște trăiri emoționale, niște provocări ale vieții, niște trădări, poate, care te-au făcut să scrii. Nu, au fost lucruri pe care le-am trăit, e adevărat, dar nu în mod obligatoriu traume, dar am fost demoralizat când am început ultimul roman pe care l-am scris într-o zi, Terapia pomnului Moacă, dar nu constituie în mod obligatoriu o traumă.
Atât pentru astăzi, dar și pentru acest început de săptămână. Ne revedem mâine la aceeași oră. Până atunci, o seară perfectă și o săptămână reușită să aveți. La revedere!